Clar. Pentru cei care nu mă cunosc, să știți că, într-adevăr, eu sunt fizician, asta studiez în cercetare. Și pentru mine a fost o bucurie cartea lui Carlo Rovelli, pentru că eu am vrut să-i citesc teoriile prin formule de fizică. Am citit în cărțile de fizică teoriile pe care le face el. Numai că teoriile lui sunt foarte, foarte, foarte avansate. Și la un moment dat a trebuit ca să renunț. Am spus, până aici am înțeles prin teoriile tale. Dar unde aș putea ca să înțeleg într-o singură carte, de fapt, ce vrei tu să spui? Ori această carte este prima carte. Realitatea este, nu este ceea ce pare. Este o carte în care el sintetizează toată această teorie care se numește gravitația cuantică cu bucle. Și e foarte interesant că, spre deosebire de cei mai mulți fizicieni, aș putea să mă ridic, Vlad? Da, am să mă ridic ca să vorbesc mai bine. De ce? Pentru că vreau să insist lucrul ăsta. Fizica a devenit la ora actuală foarte complexă. Nu reușim să înțelegem lucruri esențiale din fizică pentru că lumea este foarte complexă. Și teorii, fizicienii au venit cu tot felul de teorii ciudate, cu dimensiuni ale spațiului, cu multiversuri. Pe când Carlo Rovelli, în teoria lui, a gravitației cuantice, spune așa: să încercăm să înțelegem lumea pornind de la lucrurile pe care le știm cu certitudine. Să nu încercăm să cădem repede în fantazii, alte dimensiuni ale spațiului, alte multiversuri. Nu, pornind de la ceea ce știm, poate că totuși, adunând lucrurile pe care le știm, reușim ca să unificăm teoria relativității generale cu mecanica cuantică, acel vis mare al lui Einstein. Nu înseamnă că el a reușit, pentru că teoria lui nu este acceptată la ora actuală de fizicieni și nu are dovezi experimentale. Numai că această carte este povestea cercetării și povestea vieții lui redusă la cât are 200 și ceva de pagini. Se citește ușor, se citește cu plăcere și este scrisă chiar pentru cineva care nu știe nimic, aproape nimic de fizică. Pentru că el pornește de la ideile lui Einstein, spune ce ne-a spus Einstein. Uite, Einstein ne-a spus că timpul nu este așa cum îl percepem noi. Realitatea nu este ceea ce pare. După care trece prin mecanica cuantică, ce ne învață mecanica cuantică și aproape o ia ca la școală cu lucrurile de bază. Iar în ultimul capitol le combină și spune asta este ceea ce cred eu. Așa putem să facem, așa putem să unim cele două teorii. Deci este o carte pe care eu personal, chiar ca fizician, am citit-o cu foarte mare bucurie și surpriza mea a fost, așa cum a spus și Vlad, să găsesc aici și un filozof. Să găsesc cum el, ca fizician, nu se oprește la ecuații, ci se întoarce la gândurile marilor înțelepți dinaintea lui. Iar a doua carte, Ordinea Timpului, mai mică, este scrisă pe același calapot. Pentru orice cititor care nu a făcut facultatea de fizică, dar care este interesat să afle ce este timpul, de ce mergem înainte în timp, de ce nu putem să mergem înapoi în timp. Ori, teoria lui are o caracteristică specială. În teoria gravitației cuantice nu există o săgeată a timpului. În mod normal, fizica lui Carlo Rovelli în teoria gravitației cuantice nu ne spune care este săgeata timpului. Și această problemă am regăsit-o în articolele lui și am fost curios să văd, ok, cum apare săgeata timpului, de ce totuși noi simțim că timpul merge înainte? Această temă este o temă activă de cercetare, iar răspunsul se găsește în această carte. Cartea pornește cu o descompunere a timpului, timpul nu este din nou ceea ce credem noi, descompunem timpul, ajungem în gravitația cuantică cu câteva idei de bază, timpul este cuantificat, e făcut din bucățele mici, spațiul este cuantificat și ne găsim într-o lume care nu este familiară. Dar problema rămâne la Rovelli. Cum reconstruiesc eu din acea lume nefamiliară lumea aceasta? Și vine cu o idee proprie care se găsește în această carte și care se numește timpul termic, care în esență spune așa: noi percepem timpul pentru că încercăm să înțelegem universul în care trăim. Deci noi oamenii încercăm să punem ordine în lucrurile pe care le vedem, în lucrurile pe care le auzim. Și această punere în ordine a lucrurilor din jur ne creează nouă săgeata timpului. Din cauza aceasta mergem înainte în timp. De aceea vă spun cu
pun mâna pe inimă, sunt niște cărți foarte frumoase, se citesc ușor, chiar pentru cei care nu sunt fizicieni, iar pentru cei care sunt fizicieni, cu atât mai mult, pentru că descoperă în omul ăsta, nu numai un fizician care stă tot timpul în formule, pentru că eu sunt sigur că el așa a început. El a început ca mine, a luat formule la facultate de fizică, le-a calculat, uite ce a mai găsit, dar la un moment dat s-a întors la gândurile pe care orice om dintre noi le are, ce este timpul, ce este lumea în care trăim și, de fapt, de ce lumea în care trăim în fizică este cu totul altfel decât o percepem noi. Vă mulțumesc!